găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție de Sport Arena la zi, live aici pe Metropola TV. Este joi și stăm de vorbă despre etapa din Superliga, care de data aceasta este în plină desfășurare, pentru că, după cum bine știți, avem o etapă intermediară, cea cu numărul 28. Vorbim despre partidele care s-au desfășurat, cele care au mai rămas pe ziua de astăzi și partida din uh, uh, desfășurare în momentul în care noi vorbim. face Botoșane acasă cu Șep și Oseca, un scor de 2 la 0 pentru oaspeți de data aceasta. Dacă mai intervine vreo schimbare pe repriza secundă care o să se desfășoare pe parcursul emisiunii noastre, vă anunțăm și stăm de vorbă și despre echipe. Eu și colegii mei, Ionel Luțan, Ionuț Florea și Dacian Varga. Bine ați venit, dragilor! Bine te-am găsit, colega noastră. Mamă, ce, în două minute nici n-ai respirat. Am turnit <laughs> da? da? și n-am nici prompter. Ce crezi? <laughs> Bine, glumesc! Și deși suntem și pe final de sezon, adică nu se vede o păi acomodat. Nu, mă grăbesc ca să se termine sezonul mai repede, nu? Oricum, trebuie să-i dăm drumul repede la treabă pentru că sunt foarte multe meciuri. Sunt... -o... Nu sunt foarte multe meciuri, avem uh, avem timp. Atunci să avem trebui. mult de povestit la fiecare meci. Exact, ai văzut magia din, magia din, uh, din sufragerie de la, de la noi astăzi. Deci, așa cum uh, spuneam, ajungem la partida celor de la FC Botoșan și Cep și dacă mai intervine vreo schimbare, vă povestim. Până una alta, vorbim despre o partidă care era în desfășurare în momentul în care noi avem uh, emisiunea anului așa, uh, marți. FC Ucraiova și Poliaș cu un scor de egalitate 1-1. la -1. Câte un punct pentru fiecare echipă, dar uh, vedem că se întețește treaba în această zona clasamentului. S-a întețit, dragă Alice, la Craiova, care a rămas fără antrenor după această remiză. Schimbarea Ia... schimbărilor, iată. Schimbarea schimbărilor, nu, toată lumea s-a așteptat să vină Nicolo Napoli. Ei bine, și la măsuri de siguranță. La 10 oară ar fi fost chiar cu noroc. Și la măsuri de siguranță a făcut o postare acolo pe Facebook, care l-a supărat teribil pe Adrian Mititelu și nu mai era cale de împăcare după ceea ce a afirmat acolo Nicolo Napoli. Să fie sigur că nu se mai întoarce la Craiova. Acum Dar pare să că... A început a ruginii. Nu te mai a, gândi la mine că ce-a fost că... mai fie. Pare să că mare o să fie din nou în grațiile lui Adrian Mititelu. Iar discutam puțin mai devreme cu Ionuț. Evident că sunt greu de înțeles, probabil, una de decizii pe care le-au finanțatorii cluburilor respective. Ei decid, ei aleg, ei dau afară, ei fac totul. Craiova e într-o postură delicată în acest moment. Iașul se alimentează cu un punct acolo și păstrează speranțe pentru partida cu Dinamo, pentru că Politehnica, deși a făcut un efort foarte mare, mergând cu avionul, cu un charter până la Caraiova, iată că a meritat acest punct, l-a oprit acasă pe Alin Roman, jucătorul esențial care ar trebui, în aceste condiții, să ducă echipa către victorie în importanta partidă cu Dinamo de mâine seară. Gândește-te, Alis, că FC Universitatea Craiova 1948 și va numi al patrulea antrenor înainte cu 10 etape de terminare a acestui campionat. Asta arată cât de multă răbdare există în acest spațiu oltenesc, pentru că nu este valabil doar la FCU, este valabil și la so Sora, să zic așa, CS Universitatea Craiova. Despre partide nu sunt foarte multe de spus, pentru că a fost un meci slab, un meci de luptă, în condițiile în care și așa cum sublinea și Ionel, venea cu câteva piese lăsate acasă, venea după bustul de moral numit acea victorie specială împotriva Rapidului după ce au fost conduși în Copou, iar pentru ei acest obiectiv, un punct, cred că a fost extraordinar. Chiar dacă, într-un anumit context, pentru că eu încă nu sunt lămurit dacă acea decizie din cabina VAR este una corectă sau nu, Iașiului a fost anulat un gol. Pentru Iași, acest punct este un bonus pentru că este și Craiova în acea zonă a retrogradării, dar cred că toată atenția ieșenilor va trebui să se mute către partida de vineri pentru că vine marea rivală pentru locul de baraj și anume Dinamo. O Dinamo care o să vedem și o să vorbim pe parcursul emisiunii arată din ce în ce mai bine și reușește alis să răpună paradoxal adversari mult mai puternici decât ei. Păi nu prea mai ai nimic de spus atât timp cât Colegul meu, Ionut și Ionel, doar eu aș sublinia că au fost două goluri anulate. Ok, dacă cel de la Universitatea Craiova a fost un henț, evident, da? Am văzut că domnul Vasara s-a intrat și a clarificat acest aspect, că a fost gol anulat corect, pentru că reluarea pe care noi am văzut-o la televizor nu a fost... Păi și să ne dea o altă reluare. P a arătat-o. Care a arătat-o? A arătat -o cealaltă reluare pe care a... noi nu am văzut-o la televizor. Călcâiul uh, uh, jucătorului de la Poliaș era mai aproape de linia de tușă decât... Uh, el a făcut el... public dialogul din camera vald dintre centralul partidei Horațiu Feșnic și cel și... care a decis Marcel Bârsan. Da, dar Ei au dat -am, văzut acolo, am, văzut da, am văzut și filmarea. acolo, Am văzut filmarea, dar, filmarea, dar au dat adică... safe pe mai multe imagini, dar au pus-o pe cea greșită. Au pus-o pe, exact. pe cea greșită, exact. Și atunci, de asta cred că toată lumea s-a inflamat. Da, dacă te uiți puțin cu ochiul liber, nu știu dacă pare offside acolo. Da. Cu ochiul liber, nu. Cred că Clar. este... Cred că vorbim de centimetri. De centimetri. Exact. De o altă partidă de în care... Defineți. exact, de finețe. Da, vorbim de o altă partidă în care, din păcate, s-a vorbit mai mult despre arbitra și aici, chiar dacă acele două echipe și-au împărțit punctele care va încearcă să recreoneze, eu știu, din mers. Pentru că nu avea altă postura Adrian Mititelu, cel care declara că oarecum nu rezultatele și prestațiile de adevărat destul de modeste ale echipei l-au determinat să-l treacă pe linie moartă pe Giovanni Constantino și faptul că respectivul tehnician destul de tânăr ar fi pierdut legătura cu vestiarul Asta a fost explicația lui Adrian Mititelu pentru că echipa pare să că nu mai asculta de ordinele antrenorului și atunci, evident că cel sacrificat că de fiecare dată este antrenorul de aici încolo discuțiile legate de cel care va prelua echipa vor fi oarecum interminabile. Dar deocamdată nu s-a nu s-a anunțat. Părea că antrenor. a bătut palma cu Marius Croitoru. După că ce acum timp... câteva luni spunea că din cauza lui Marius Croitoru echipa <coughs> Și a mai zis ceva, în momentul în care l-a numit pe Giovanni Constantino a spus, citez dacă nici Giovanni Constantin nu reușește la echipa aceasta, nu știu cine mai reușește. Atunci, domnule Mititelu, dacă nici Giovanni n-a reușit, pe cine mai puteți să aduceți? Nu mai știm nici că noi. Dar o să fie acea problemă. Doar o lună de zile poate să stea pe bancă. Da, da acum nu mai e nici Vasilică, care era amantaua de vemea. Dar oricum, repară relații bune cu Mare Scroitorul. Asta spun, dar să spui că îl țineai pe Vasilică o lună până analizai mai bine situația și puneai un antrenor. Am înțeles că în calcul este și Emil sunt Vom vedea dacă este nu doar un simplu zvon sau doar o realitate. Da, nu cred că s-ar putea implica Emil Sândoi. Este o variantă de mai lungă durata celor de la Craiova. De fiecare dată s-a rostit numele lui Sandoi, dar pare un tehnician foarte, foarte echilibrat, care nu se aruncă într-o situație de genul ăsta. Iar la Craiova apele sunt tulburi în acest moment și un tip așa ca Emil Sândoi, pe care îl și cunoaștem, că de echilibrat pare... Greu de crezut. Să fie fie cum am a... Dar l-am avut -am avut prin telefon, Alice, acum da. două săptămâni. Și domnia s-a spus dacă va veni un proiect serios care să mă determine să revin. Cred că voi, e voi o chestiune spune, de da. alegere, da? Soroc. Pentru, pentru că nu cred că este genul de persoană care să se înhame într-un proiect cu care să nu rezoneze din anumite puncte de vedere, sau cine știe, poate că vrea o provocare. până un alta, până aflăm ce între o să pună și cei de la, de la Creva, mai avem timp. Dacă dacă bat palma cu cineva până la finalul emisiunii, vă spunem. Dacă nu, mai mai așteptăm. Trecem mai departe și vorbim despre uh, Dinamo. Dinamo, despre care tu, Dacian, spuneai că o vezi din ce în ce mai bine și cu o determinare ceva mai bună, a câștigat cu Herman Stad cu scorul de 1 la 0. A câștigat, cred că, chiar dacă n-a făcut un joc bun, 1-0, cred că pentru Dinamo contează doar punctele. Nu cred că, nu că față, pe nimeni. Nu cred că interesează pe nimeni în momentul de față jocul. Să fie estetic, frumos. au avut, cred că, prima ocazie și au și reușit să marcheze. Apoi, Herman o echipă care o știm cu toți. O echipă combinativă care, am spus-o și înainte de meci, indiferent cu cine joacă, stil încearcă, să, exact, încearcă să-și păstreze același stil de joc. Din păcate pentru ei, parcă i-am văzut și pe finalul meciului, nu găseau, nu aveau soluții. De, de, exemplu, fundașilor, fundașilor centrali erau la 40 de metri, da? de poarta adversă, deci atacau cu toți 10 jucători, dar mai mult plimbau mingea din stânga în dreapta, nu găseau soluții. De partea cealaltă, Dinamo, am, am spus-o, din punctul de vedere scopul scuză scu 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 mijloacele. La ei doar punctele contează. Adică nu cred că ar fi bucurat pe nimeni să vadă un, uh, un joc cum l-avea vechiul antrenor, da, cu o posesie bună și la sfârșit să, să rămână cu zero puncte. O gură mare de oxigen pentru Dinamo, dar uh, am văzut puțin începutul uh, care eu cred că n-a fost de bun augur pentru Dinamo, iar nu l a mai văzut la uh, în central a jucat Gregoriu a, a, central și el în extremă. Iar l-a băgat în extremă, nu au pus presiune pe, pe cei de la Hermannstadt. dacă stăm să analizăm faptul că Gregoriu, din poziția de vârf împins, este cel care a marcat, putem spune că a fost o mutare inspirată de aceea, nu? Mm. Sau nu contează lucrul ăsta? Din punctul de și trei puncte. exact, singurul gol. Da, dar Gregoriu... E că nu e poziția lui Abdallah în dreapta. Îi mai ia din uh, calități. Dai, dar să nu uităm la că... precedentul meci acasă cu Oțelul, golurile au venit din benzi, ambele create de Abdalac. Și de pe stânga centrează în fața poziției și de pe dreapta. Adică îi place să iasă un pic, da, da, la meciul, dar nu să joace acolo. La meciul cu Fermanstad, gândește-te că au fost multe mingi lungi. Da. Și au jucat pe, pe atacantul central. E o diferență să fie Abdalac atacant central, pentru că dă foarte bine cu capul, protejează mult mai bine ca și Gregor, e mai puternic, da? și atunci reușește uh, apărarea și mijlocul să vină aproape de el. Așa orice minge lungă, zici că dădea într-un zid și iar se întorcea. Da, dar depinde de această așezare tehnico-tactică și de lotul pe care l-ai valid la ora partide, pentru că din a avut destule de absențe importante, cu precădere acolo în partea stângă, unde nu am zăr și politica lipsit amândoi. Și atunci redistribuie efectivul pe care l-ai în funcție de cerințele acelei partide. I-am văzut, văzut, pe cei de la Hermanștea destul de deranjați după partidă. Marius Moldărășanu și Dani Coman nemen ajung deloc brigada de arbitri care a condus această partidă și contextul general al partidei. Dinamo nu avea nevoie de altceva decât de victorie și a apropiat-o în maniera în care poate la acest moment. a ieșit bine din această partidă, încearcă să recupereze din jucătorii accidentați, chiar și Amzăr și Politic ar fi în cărți pentru partida de la Iași, care devine foarte, foarte importantă în acest context. Perioada bună pe care Dinamo o traversează, să ne uităm și la Iași, meciul trecut de acasă, alimentează speranțele că vom vedea o partidă foarte, foarte interesantă pe un stadion cred eu arhiplin la Iași. Dacă Dinamo confirmă și în partida Leo grozavă unde nu va fi deloc ușor, se o apropie foarte grea. Se apropie și s-ar putea ca în funcție de mersul evenimentelor în aceste ultime partide, pe care le avem acum, oarecum incredibil Dinamo să iasă de pe locurile retrogradabile, ceea ce ar fi oarecum o minune. Joacă la, la Iași acest moment. La Iași, dacă nu. Acum următoarea etapă. dacă vece voluntar, Iași, și apoi cu UTA. Două. Acasă cu două etape și acasă cu UTA. Da. Da, pentru mine este surprinzător felul în care a început să arate Hermann Stad în deplasarea Lis. Ok, noi am spus că are un joc bun de posesie, că se duce să joace fotbal, că nu se baricadează în apărare, dar nu mai reușește să puncteze. Până la urmă, această impresie artistică nu mișcă niciun fel clasamentul. Gândește-te că a venit la București cu FCSB a luat 3, în Giulești a pierdut, i-a bătut Dinamo, a făcut egal la Voluntari. Nu este suficient dacă îți propui țeluri îndrăznețe și anume acest țel al play ului doar să puncteze acasă. Este nevoie să aduci puncte și din deplasare. Iar Hermann Stead, în momentul de față, suferă cânt în momentul în care părăsește uh, propriul teren. Lucru care nu se întâmpla anul trecut. Era o echipă extrem de periculoasă și când juca în deplasare. Acum are din ce în ce mai multe probleme când trebuie să marcheze. Iar dacă se întâmplă să și ia gol prima, este cu atât mai greu pentru Sibien să întoarcă și să vină cu ceva din deplasarea respectivă. Oricum, sunt în continuare îndepărtate da. pentru locurile. Da, dar primele rezolva. șase. Da, au rezolvat această problemă, dacă da. vă ceva puncte. E o echipă care pare dependentă în continuare de Daniel Paraschiv un jucător care nici nu se mai regăsește cu golul. Iată că implantul Iani Stoica nu își arată roadele, evident că a fost adus acolo pentru a completa compartimentul ofensiv și a aduce goluri. Pare să fie activ Iani Stoica, este implicat în joc, dar nu vine golul și dacă ai această lipsă de eficacitate, nu mai vin nici punctele. Hermașta este periculos acum pe final de sezon. Periculos regular. pentru locul 6. Pentru locul 6, da, da. da, da. Nici dacă la s în jumătății, să știi că n-ar fi departe de baraj. Da, da. Deci o... e pericol pentru retrogradare dacă nu prinzi play pentru orice formație. Dacă poți să te uiți, sunt curios. Următoarele meciuri ale celor de la Hermannstadt, ce meciuri? Da, urmă, îți spun CFR? imediat. Oh. Oțelul lui imediat în următoarea... CFR? Deci acasă cu oțelul? Acasă cu oțelul, da, și ce CFR Cluj în deplasare. Două meciuri ce foarte grele. grele. Că, dar, nici -a, a zis grele. că nevoie de 9 puncte. Deci trebuie să mai facă șase din astea două. Ceea două ce meciuri e greu foarte de grele. Acasă cu oțelul, I-am văzut cu toții. O să discutăm și despre acest meci. Și apoi, ultima etapă, deplasare la, la Cluj cu CFR. CFR venind între timp de la Constanța cu farul. Deci, farul CFR are Constanța da. și Sibiu. Și Sibiu. Deci, da, două așa. meciuri grele pentru Hermanș. Oțelul să cred că poate rezolva. Eu, da, totuși, propriu, sper da. că, fiind echipa mea, pe care eu am ales-o, să intre acolo în primele șase. Poate, nu știu. Tiptil așa ușor, dar să... Oțelul din punct de vedere da. pare rezolvabil. Mai greu pare să fie cu CFR-ul. Dar totdeauna meciul care urmează cel mai important. Trei puncte aici și după care socotările legate de următoarea parte. Să partidă. vorbim și despre punctele pe care le-au obținut echipele de, despre care spuneai tu Ionel anterior. Oțelul Galați și CFR Cluj care s-au întâlnit în această etapă și au obținut așa câte un punct de fiecare. 2 la 2, un meci cu cu goluri. Un meci cum ne place nouă, Alice. Exact, cu goluri. activ un gol. Și ce suspans a fost. Și ce suspans și ce gol frumos. Gol a senzațional. Măi, a... de la adresa acestui nu, N-ai cum să nu lauzi acest jucător. Nu marchează, dragilor, doar din penalti, să spunem, da? Chiar dacă vine el de la Liga a doua, de la Unirea Dej, execuția din lovitura liberă acolo... Eu am spus-o de la trec... începutul campionatului, că îmi place mare. foarte mult acest atacant. Și mi-a plăcut și declarația lui după meci. Un băiat echilibrat... Și să știi că acolo a vrut să dea. Pentru că se întâmplă de foarte multe ori ca jucătorii să recunoască că n-am vrut să dau acolo. Unii nu recunosc, dar el... Păi nu, se vede în primul rând vede cum a lovit exact. că acolo a vrut n să cum dea. să spui că am vrut, vrut să, să dau un colț scurt. Sau să dau centrare. Nu. Păi tot la Oțelu Masiel n-a spus la fel etapa trecută. Acolo am vrut să dau și dacă vreți... Mergem acum pe teren și mai dau o dată acolo Ca să vedeți că execuția asta este -a la golul și repetată a da? Oțelul măcar salvează aparențele Și noi credeam cu toții că este o echipă așa opacă Închisă, fără spectacol Iată că scoate la rampă niște reușite Chiar de generic TV Și un început foarte bun al celor de la Oțelul Prima repriză foarte tradițional. bună O presiune pusă pe, pe un adversar puternic CFR, jucător cu experiență Jucători. Nu credeai că mai pierde CFR-ul după ce a marcat golul de 2 la 1, totuși. Dar sincer, cred... sincer să spun, nici nu meritau victoria cei de la CFR. Nu, dar o echipă experimentată am... putea gestiona bine finalul la de partidă, iată că vine acea imprudență acolo în Careu și experiența lui Cisot iese în prim plan acolo, pentru că nu e ușor să bați o lovitură de la 11 metri în presiune. Dar să fie că nu a bătut bine. Exact. <laughs> nu prea a bătut bine de cam deloc. Dacă nu-i dădea înălțime... Dacă nu-i dădea înălțime, o scoate, da. A. cred că presiune da. mare și pe un jucător cu mare experiență. Chiar dacă tu ești stăpân are cu pe tine, minutul 96, punctul ăla depindea de tine, de execuția ta, era capitanul, chiar dacă arata probabil că îl grația Asta Dorină și că Nu rutea. e cel mai bun executant de lovituri. De la 11 metri. Dar pop, bătea bine. foarte bine. Exact. Pop, ala... Și uite, mai e un aspect, Alice, că tot vorba e de laude. Eu aș vrea să-l laud pe Andrei Chivulete, cel care a condus brigada de la Galați, pentru că a făcut-o extrem de bine într-o brigadă în care toate deciziile au fost luate pe teren fără intervenția videoarbitrajului și, într-o etapă în care am văzut niște gafe, de veneam să mă iau cu mâinile de cap. Andrei Chivulete și întreaga lui brigadă merită felicitați pentru felul în care au împărțit dreptatea, pentru că, lăsând la o parte tensiunea din teren și în foarte bine la Galați, Orice adversar din partea superioară a campionatului venind acolo este luat tare de echipa gălățeană. A știut să țină și din punct de vedere disciplinar, și din punct de vedere tehnic această partidă în mână și merită felicitat. Mai ales că vine după un scandal în care a fost acuzat că a luat o decizie greșită în camera var la partida fcsb Da, a scăpat sunt... vreun arbitru până acum. Și mai cred. sunt de felicitat <laughs> jucătorii cele de la Oțelul da. Galați și, în primul rând, Dorinel Munteanu pentru. Uh cantonamentul care l-a făcut că până la urmă, cantonamentul te ține în picioare. Văzut diferența dintre Spania și Vatra Dornei, nu? Sincer. Mă, deci Am văzut jucători care ca din ca minutul 1 până în Vanderoane. minutul 90, Dacă care avea maximă. în maxim. plus oțelul Dacian, cu dacă... ceea ce reușește Dorinel să pregătească ar arăta mult mai bine echipa, pentru că sunt momente în care ai nevoie și de Știi un jucător. Și cum ești cu jucătorii de... de calitate? Jucători de calitate nu prea ți pe la munte. dar, nu dar dacă reușești să i și să partea ta. Da, eu zic că trei jucători de calitate, uite, de exemplu, l-aș lua pe uh, Bauza, da, să-l da. pun, în, uh, <gri> să pun la, la, Galați, nu și lua nu pe Vahasa, da, să-l pun la Galați, și încă, un, atacant, un, <gri> un, uh, un atacant, un marcator. Părere da? Că vin de genul Sau asta. un fundaj central foarte bun. Eu cred Atunci că s-ar schimba. Pe oțelul la, pe oțelul, pe Poate să duci pe Dorinel mai degrabă acolo decât să vină. Păi da, dar ok. Și crezi că jucătorii de la Craiova. Adică că... Crescă... cel mai bine trei acolo decât Dorinel cu cinci pe acolo, da, înțeleg. Asta nu. spun, adică <laughs> dacă, dacă nu ar dat duce dat. în Antalya și ar duce pe la Sovata... Nu, dar totuși ne întoarcem <laughs> acum. Bine că Dorinel Monteanu văzând pe adevărul ăsta de critici. Evident că cei doi s-au și uh, împăcat, să zicem așa, la acest moment, nu? Dorinel Monteanu și Adrian Moto Sunt filozofii diferite de antrenor, gândiri diferite și fiecare acționează cum, crede că e mai bine pentru echipa lui? Îmi punește râsul, mai mă Ionel, că na, am văzut uh, alergările celor de la Oțelul Galați și <gântu> -mă>, mă gândeam dacă ne-ar fi văzut pe noi cineva când eram, nu știu, la sportul dânțesc sau la urziceni, alergările pe care le făceam cu, cu, cu Dan, Dan Petrescu. Și am văzut la televizor acolo, nu știu, pentru noi era încălzirea. Da. Adică... Se poate și mai rău. Da. <laughs> Cred că dacă venea Vezi cineva Vezi că are traume din tinerețe <laughs> da. și, da, și chiar și cu pregătirea aia Mă de în ultimele noastre discuții Că se sufocase pe Ramon Sacin Spiscoan după 15 minute Da. Și repet, eram o echipă care La parametri fizici Pentru că dădeam da, niște teste da, 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 da. Eram toți peste 85% Mă întreba acum cu pregătirea aceasta modernă Cum ar rezista fotbaliștii noștri Într-un meci de început Mie unul sincer mi-a fost extrem de greu în, Champions League. Sincer, n-am de ce să mint, o să recunosc toată viața diferența de la cer la pământ. Ce jucam în Liga 1 și cum puneam presiune pe adversar din minutul 70, da? Și noi acolo la pauză, de fiecare dată când intram în vestiar la pauză, dacă erai cu noi la pauză și vedeai niște Dumul fețe... De oxigen dacă, dacă vedeai niște fețe la pauză, te, 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 speriei, da. spune, Să ține mai mult pauză. Hai să mai, să mai stăm puțin. Să F mai, mai... era arbitru și noi ne ridicam de pe, pe scaunele alea. Adică... Nu, o diferență foarte mare. Da. Ce să faci? Toți își doresc să, să ajungi acolo. Dar acolo, repet, dacă Trebuie nu... să împrumuți ce, ceea ce este... Nu, e foarte, ce e foarte ce greu când tu 20 de an. ani joci la un nivel și ajungi la un moment dat să faci pasul, te lua așa... constanță la nivelul ăsta ca să te obișnuiești. Trebuie să așa... încep de mic într-un anumit ritm care să seteze standardele unui joc. Exact. Tocmai de asta. Majoritatea jucătorilor români, când merg în străinătate... Da? Nu reușește să se Să intre în primul 11 Nu reușește să se acomodeze Pentru că este foarte foarte greu Nimeni e... nu te așteaptă în străinătate exact. Ți-am spus că am stat de vorbă la un moment dat Cu cineva de la gimnastică care a spus Ce nu înțelegem noi este că la sporturile La care excelam odată și dădeam altora lecții Aceia au luat lecțiile de la noi Au învățat ce au avut de învățat Și au venit peste Și au upgradat Iar noi am rămas în continuare cu ideea că suntem noi cei mai buni și de asta se întâmplă poate niște diferențe. Ar trebui să ne mai adaptăm, să zic așa. Hai să trecem mai departe și să vorbim de Ucluș și farul Constanța. Ucluș, care este în momentul de față într-o poziție de pleo, pe locul al șaselea, câștigă în partida cu echipa lui Gică Hagi 1-0. Au obosit jucătorii cu mare experiență. Iată că a fost rândul lui Larie, chiar capitanul farului, pe care culmea lăudase Gică Hagi după prestațiile bune din ultima perioadă gafează ne permis acolo, îi oferă un cadou lui Dani Popa, care e altruist îl pune în valoare pe Danistor, și a fost golul care, până la urmă, a adus trei puncte extrem, extrem de importante universității, la timp, pentru că acest obiectiv al calificării în preiop să rămână viabil. Dacă Familiat, nu reușeau, Ionel, scuzăm, dacă nu reușeau cei de la Universitatea acolo să câștige, cred că nu i-a ajutat niciun rezultat de egalitate. Adică... Mai erau, dar oricum șansele se diminuau teribil. Hagi, care părea la un moment dat să fie acolo, deja. Tremură. Adaptat pentru, și tremură, trem, pentru asta play spun, tremură serios în acest moment, mai ales că următorul adversar Cefereu. cfr, CFR o echipă greu de răpus în acest moment. Joacă uh, cu cfr acasă și să ne, să ne spună și nouă Partida următoare e grea și în deplasare pentru Farul, dacă nu greșesc. Pentru Farul, da, acasă cu CFR Cluj și uh, în deplasare cu Botoșani. A, ah, deci ne-am <laughs> întors puțin, ne-am liniștit puțin atunci farul. Da, dacă, ar juca Botoșanu, cum am văzut etapele trecute, da? să nu băgăm pentru nimeni, că nu ne ieși de Da, până la urmă, cred că Gica Hagi va găsi locul în, în play-off, dar era foarte, foarte sigur la un moment dat. Iată că echipa este în pierdere de turație, gafează un jucător cu mare, mare experiență, suficient pentru ca rezultatul final să fie cel înscris încă de atunci pe tabla de marcaj 1-0. Farul și pe final de sezon, dar cred că va prinde până la urmă locul, iar Universitatea Cluj, grație acestei victorii, respiră bine și pare că și programul pare să fie unul oarecum mai altruist, mai prietenos cu cei de la Cluj și o altă echipă care se află foarte aproape acolo, până la final acestui sezon regular, aproape de a obține calificarea în play-off. Îți dai seama uh, cele trei puncte câștigate de Farul la, la Sepsi cu acel gol? Da, cât, la vor zero? C -c cât vor cântări acum. Dacă nu reușeau... Acum. Două la Craiova, penalti nedat și două cu FCU, penalti nedat. Și unul câștiga pe era națională cu 6 puncte. Deci, Faru, dacă ar fi avut parte de un arbitraj corect, ar fi avut șase puncte minus în momentul de față. Pentru că da, nu știu, am spus doar de ultimul da, timp că n-a câștigat unul 0 la 7. Da, nu ăsta de când uh, a început cu Nu, dar haideți, haideți să spunem adevărul. Șase a jucători. jucători șase sigur. jucători. este jumătate sigur. de echipă. N Am spus asta, dar Faro a, avut, a beneficiat de niște greșeli de arbitraj care au ajutat-o să fie într-un loc. Eu zic că și cu greșelile astea de arbitraj, eu zic că dacă tragem linie la sfârșitul campionatului, mă refer nu numai tur retur, da? Cu tot cu play-off. Da, eu cred că e, o să da, fie. Da, dacă, da, zic, da, dacă nu erau echilibru. nu mai ajungeam play-off. E pe 9 cu 6 puncte. Bine, sau poate câștigau meciul lui Ionuțe. Da, da, gândește cu CSU pe minutul 90, Ionel cu FCU la Constanța, penalti în 88. Ne da, se cam adună în favoarea unora dintre echipe. Adică știi că dacă ar fi așa mai dispersate, știi? se cam adună la unii și contabilizează foarte mult acolo. Bine, pe Bine, acum nici nu, nu mi-aduc aminte toate meciurile celor de la farul Constanța, poate și eu au fost dezavantajat s -a în unele. FCSB contra lor s-a dat un penalt inventat. Toată lumea a spus lucrul acesta. Asta am spus, adică eu cred că balanța se, se echilibrează. da. No, dar okay. jocul oricum, jocul destul de modest al celor de la Faru. Și mai ales acum la ultimul meci cu Cluj, o posesie lentă. Și dacă l-ai văzut pe Budescu, l-ai văzut pe Budescu? spune -mi și mie dacă este fizic de jucător activ sau dacă s-a retras și a revenit pentru un meci demonstrativ este activ, pentru că este legitimat. Nu, da, și marcat. Este o problemă cu echipamentul, este o problemă că mi se pare că totuși se întâmplă ceva. Este puțin cam larg, dacă îmi permis termenul, în, zona abdomenului. Nu sunt eu în măsură să Ai să fost fotbalist, seara. dar ce? Îți se pare că are kilograme în plus sau nu? Bă, sau asta să vede bine la televizor. Nu știu, eu am un televizor de la mai mic, așa și nu, nu, nu <laughs> văd așa. <La> nu <laughs> știi cum se spune, camera adaugă 10 kg. Da, da, te întreb, de ce crezi că în ultimele trei meciuri scoate minutul 60 pe Budescu, Gheorghe Hagi? Pentru că aceasta este o decizie care rămâne tehnico tactică a antrenorului. Am crezut că nu mai poate fizic și de-aia scoate Alice. Eu unul ah. sincer l-aș fi băgat pe Budescu în repriza a exact, dacă mă întreb pe exact, mine. Exact, dacă tot vrei să-l forțezi. Nu un știu, acum -ac dacă facem o paralelă probabil foarte aproape de adevăr, păi ce Ciprii de ac face mai multe în timpul partidei? Totuși decât Budescu, dar iată că Adrian Mutu îl ține pe teren în 90 puțin, de minute, puțin, Ionel. are calitate și scoate scoate o fază când Prețin, te uităm -o la participarea, participarea generală a lui Deac, de când a venit Adrian Mutu, este una foarte generoasă. În schimb, iese la, la, ies la rampă și... când trebuie, recuperare, recuperare, pentru el contează în primul rând jocul ofensiv. Și îți dă o pasă minutul 90, pentru că are răbdare cu el, sunt tipuri diferite, evident, de antrenor fiecare gândește în maniera lui, asta o face Adrian Motu, asta o face Gică Hagi. Tu crezi că mulțumit, eu, e mulțumit, Gheorghe Hagi, de faptul că... Eu cred budescu că e mulțumit a, de Constantin budescu, și... budescu, pentru că dacă nu era mulțumit, cu siguranță întrerupea colaborarea. Este mulțumit la nivelul la care este Budescu acum, nu cred că s-a aștepta la mult mai multe de la un asemenea jucător, nu îl putea transforma radical pe Budescu la final de carieră, în niciun caz. Gică Hagi știa la ce se, în, la ce se înhamă odată cu aducerea lui Budescu. Și Bine, dacă... dar nu cred că Budescu este marea problemă a farului la farul Constanța. Evident. Știa, Serios. Dar oricum a fost un, un meci ce? slăbuț, da? În afară de acea gafă, a mai fost tot la fel o ocazie, tot în Niciodată prima tot repriză. Popa. Tot popa a mai avut o ocazie Popi foarte bună. Și rogului scapă da, singur. Da, da. Asta a fost în, în prima repriză. Dar prea puțin, totuși. Mai ales de partea celor de la farul Constanța. Campionarea României în exercițiu, de ce dar îți repet, a, bă, șase tine, jucători că... au plecat Contează, ești de jumătate de echipă de Toată lumea se așteaptă, așteaptă. acum ca. nu știu, că a dat și uh, Hagi a dat această declarație și a spus, toată lumea se așteaptă ca eu să fac minuni Adică, stai puțin, că o, nu mie, pot Sunt șase jucători care au plecat și important. șase titulari nu, no, dar da? mi s-a părut așa că Giga Hagi vine foarte aproape de, de a obține play-off-ul total. Ne mulțumit, evident, de felul în care a arătat echipa sa. Mi s-a părut foarte echilibrat, pentru că e primul care știe că e nevoie de liniște în vestiar pe final de sezon acum, pentru ca locul de play-off să fie antamat. Ar fi o performanță în acest moment, pentru farul să pe Chiar ar acolo. fi o performanță și atunci și Giga Hagi, care îl cât este de nervos de foarte multe ori, a dat tonul la calm. Atâta putem acum, asta este o partidă slabă, adică a dat tonul la un, o temperare așa declarațiilor care cred eu că face bine în vestiar. Pentru că dacă el Bine, asta a dat inflama, la televizor. Asta e adevărat și asta, corect. Poate vestiar la autocar, e greu să poate că la autocar, cine știe, că -au pus, fața locului. presiune pe jucător, pentru că, cum ai spus, tu, mai sunt două etape, un meci foarte greu acasă cu, cu CFR-ul. Nu și cred că nici dai foarte mult timp la dispoziție, meciurile astea fiind foarte, foarte rapide, unul după altul. Cred că jucătorii au nevoie de încurajare. Dacă era săptămâna viitoare, la vreo șapte zile, aveai timp să ieși cerți, Aveai timp să încerci să remediezi ceea ce era de făcut. Așa ai venit acasă, o ședință de recuperare, deja te pregătești în un următor. Și atunci te uiți și efectiv a rămas, cine e suspendat, cine e accidentat, cine poate participa și te bazezi pe ei pentru că ai mare nevoie de puncte în partida următoare. O să trec la următoarea partidă. Vorbim despre Rapid București, care a întâlnit acasă Uta Arad după eșecul pe care l-au avut cu cei de la Polia și au spălat rușinea, să spunem așa. Nu doar că au obținut 3 puncte și cu un scor fabulos, 4 la 1. Alice, dacă nu m-aș fi uitat la meci și mi mi-ai fi spus acum scorul, scorul final 4 la fi 1, zis? am zis că s-a făcut spectacol rapidul. Dar după aspectul jocului și greșelile... Impardonabil. De scor am zis că e spectaculos. Nu mi-am -am dat cu părerea despre ceea ce nu cunosc. Rapidul, Rapid, mă așteptam sincer. Ținând cont că joacă acasă, să văd o altă față celor de la Rapid. Ai văzut că În par... primele 25 de minute părea că se distrează cu UTA. Da. Dar... Asta, după, ce a intrat ambulanța pe teren, parcă a intrat și în jocul rapidului ambulanța, că n-a -am mai jucat nimic vreo 30 Da, din păcate -e pentru cei de la rapid. UTA, am văzut o echipă care nu s-a speriat deloc de nebunia din Giulești, să spunem așa. Și de început o atât de modest de joc, practic. Dar e greu când două greșeli sunt două goluri, adică eu și cred că greșeli. La, și ce greșeli, da. Se poate întâmpla. Eu greșit și cu FECSB-ul, tot cam în aceeași manieră. Dar împiește aerul de la București, Utei, să știi. Scorul, cred că este puțin cam aspru. Mă da. Întreb pe mine. Ai de totul să nu luăm din execuția da, da, execuția da, da. senzațională. În lovitură liberă, foarte frumos. nu te așa la mine și nu... <laughs> am, sunt de acord <laughs> cu tine, Cis. Mă gândeam la golul lui că de el a zicei. Se exact. pare că rapid a câștigat un vârf bun de tot Burmaz. Da. Doar pe finalul de partidă, deocamdată. Important e da. că el punctează. Da, momentan mai și intră pe finalul de partidă, dar este și el foarte mult dependent de jocul echipei. În momentul în care nici echipa nu-l ajută, nici el nu iese în evidență. Să nu uităm că singurul gol al rapidului de la ea și a plecat de la el. Chiar dacă a fost o bâlbă acolo, felul în care a tras fundașul central după el și a reușit să creeze superioritate către Craznicii, înseamnă și acest lucru important pentru un atacant să creeze culoare pentru jucătorii din spate. Apare că au obosit jucătorii cu mare experiență și aici Benga, cel care porta de multe ori banderola de capitan, la UTA, din nou o greșeală inadmisibilă și n-ar fi prima, din păcate, pentru un jucător cu o asemenea experiență. Ne uitam puțin mai devreme la Ionuț Larie, nu? Îl vedeam pe Cristi Săpunaru puțin mai devreme. Probabil că finalul de sezon își pune amprenta pe acești jucători care au deja o anumită... Eu am ascultat declarația lui. A lui Benga. A lui Benga, da. Și a spus exact... nu că... am avut două soluții. Să joc cu portarul sau să joc cu celălalt fundaș central el din păcate a ales cea mai prost. Ce mai, plastine, mai proastă el Plastic variante. a zis între două niciodată nu e bine. Da, el s-a referit <laughs> între două <laughs> s <-a> referit, <laughs> într două, între două soluții. două da, soluții da. care o aleagă, da. La portar, mă gândesc că asta a fost în capul domne, să nu-l pun într o situație o aiurea pe portar, proastră. mai ales că era foarte aproape și pasul era pe, pe poartă, da. De obicei se spune că n-ai voie să dai pas pe, pe exact. Nu-l poți să știi, S-a are să mingea. Acum adică după de când partire. a devenit e, după, Benga vreun și nu știm noi. Nu, dar na. Acum și cum e. Lungă, după era război, război mulți vitești se arată. Știu, dar era secunda <laughs> 50, Încep tu cu posesie, când rapidul venea peste tine să-ți dea gol repede. Ținei departe de poate. Era la un pas să salveze. Era. Pentru că primul șut a, a fost parat, da. Cred că și dacă te legam la ochi, o dai <laughs> mai bine. Dar după aceea la fel, iar o pasă în centru, unde știm cu toți, nu știu, e... scrie manu asta vreau bă. să zic, e să nu pasă Ce joc, pas au avut cei de la UTA să știi? Uh, dar, na, repet. Au avut cele de la Rubin. Dar nu ți-a plăcut jocul pasul celor pasul. de la UTA? Ba da, 30 de minute. A, adică eu în continuare îi văd cu șanse pentru play -off. Da. Ah, a, ah, păi de aici oarecum și tonusul lui Mircea Reni, chiar dacă echipa sa a pierdut la un scor atât de sever, mare parte din minute a arătat o echipă bine pusă la punct, nu? Fără acele inadvertențe acolo defensive. Cred că Rapidul se impunea, făcea însă mult mai, mult mai dificil. Rapidul a avut parte de pansamentul de care era mare nevoie după eșecul de la ea și înaintea partidei despre care se tot discută cu cei de la FCSB, care până la urmă va fi mutată foarte probabil pe arena națională. Iată ce înseamnă, cred eu, echilibru la un club. Cei doi au fost reprimiți, nu? Borza și Alexandru Alba au fost reprimiți la echipă. Mă gândesc că dacă nu câștigau, cine știe dacă măsura asta de mai era. Mai joacă, de... Să dacă mai joacă cei doi, pentru că Bordescu a jucat bine. Nu, cu de siguranță, bine cred că Borza este titularul incontestabil acolo în partea stângă. Este un act de curaj pentru acest tânăr jucător. Adică așa văd eu. Nu cred că poate fi înlocuit un jucător de bază, Borza, în acest moment, de Bădescu. A demonstrat că poate fi o soluție pentru viitor. Este și un pe acolo. care îl cunosc, că știu și părinții, este un... Dar e fundaș stângă el de meserie sau fundaș central? Nu, e fundaș central. central. Stâng? Fundat central. Fundat da, fundat păi central. și fizicul arată de așa natură că doar că el a spus și domnul Șucu a spus, el de la, din ianuarie face parte din lotul primei echipe, a fost și în cantonament, chiar și în cantonament a reușit să marcheze un gol. Este un jucător foarte tânăr, dar fizic foarte bun, da? puternic și eu cred că dacă stă pe lângă echipă, da? să facă mereu antrenamente cu echipa mare, poate să crească. Asta mereu mai am 2-3 părinți cu care mai vorbesc așa și au în drum, fel. adică, oare? Da, contează foarte mult. Acum ei trebuie să facă pasul de la junior la echipa mare. Și le-am zis, băi, este o diferență de la cer la pământ să te antrenezi cu juniorii, da? Și să te antrenezi chiar dacă te duci să te antrenezi cu echipa de Liga 3 sau Liga 2. E diferență foarte mare. Și asta ei păi bun, dar aici ne vom întoarce de aceea, nu și dragali, la ceea ce se întâmplă și cu alți jucători. Probabil că Bădescu nu poate emite pretenții justificate în acest moment, chiar dacă, din fericire pentru el, arăta bine la debut. Și probabil că va urma calea altor tine jucători de la Rapid, împrumutați undeva în Liga a doua, unde va avea continuitate, pentru că aici, dacă revine Borza, cu siguranță rămâne în continuare omul numărul 1, care are o dublură în bădescu și că poate conta la un moment dat, este adevărat. Ok, și în afară de, în afară de borza cu ce under? Bine, este? o parte pe partea de atac, adică au soluții variate. Pot juca ca fundat stânga cu under sau pot juca pe partea de atac, unde este Cărjan sau Omar, El sau Ei. Și atunci depinde de opțiunea tactică a antrenorului. Probabil că, în general. În general, mai ales cum este rapidul acum, o echipă care are destul de multe vedete, interesante pe partea de atac, e greu să scoți de acolo un jucător. Și atunci, clar că te axezi în continuare, ca apărător stânga, borza sau de ce nu acest bădescu de depinde, depinde, și de meciunel. În general, nu scoți de la rapid acum, că e greu să scoți un atacant din ăsta care are cifre sau un jucător de Eu atac. cred că în momentul de față nu există vreo echipă care să nu intereseze contra cui joacă. Adică nu, să fie Barcelona sau Real Madrid să zic că nu contează cu cine jucăm, noi ne facem jocul nostru. Dacă dai jucător... te, dai după, te dai și după adversarionel. După rea, dacă dai jucători buni de bandă, în general, antrenorii la noi în România, e greu să joci cu un jucător under în zona centrală, cu precădere ca uh, apărător central, de ce nu chiar și mijlocaș. Și atunci se încearcă, în general, benziile laterale, că poate fi funda stânga, funda zdrata, sau de ce nu, pe partea de atac, Aici a intervin tot felul de opțiuni. Însă Cristian Bergodi chiar puncta și spunea, da, asta a fost întrebarea. Evident că ne și grăbim într-un fel, domnule Bădescu, da, e un copil. Spune Cristian Obergodi, poate crește, evident că este un semnal, că e un șcător care poate conta. Dar nu cred că în momentul ăsta poate deveni cert un titular de la rapid. Sau poate, da, hai să îi dăm un pic de credit. O, păi cred că, și că și doar, cred doar de el depinde. De... De, exact, depinde doar de el și, ce să-i mult, mult succes pe, ei. Pe mai departe, mai avem, cred că în, în jur de 10 minute, și vorbim și despre partida care e în desfășurare și de cele care urmează în seara asta și mâine stăm de vorbă și de rezultate și de ceea ce mai urmează, pentru că ne-am apropiat și de finalul de uh, sezon regulat și până sezonul ăsta și uite, așa trece timpul, nici nu-ți dai seama. Așa cum spuneam, DFC Botoșan și Șef și Sfântul Gheorghe este în continuare 2 la 0 pentru formația din Sfântul Gheorghe. Botoșanul, deocamdată, 20 de puncte. Dacă nu reușesc să da. egaleze... 20 de puncte, dacă și nu... Și Dinamo, dacă nu mă înșel, 25. Și 25 și 20. 5 puncte. Bine, ok, se înjumătățesc, dar... Nu știu ce să spun de Botoșan, dacă nu reușesc să miște clasamentul... Ok, au dat și peste un Sepsi care și ei, la fel, sunt actiați după trei după puncte. Doar așa mai au șanse la la play-off. ce îmi spuneai și tu, joacă ultima etapă din câte ne-ai spus, nu? Cu Faru. Cu, despre Botoșan. despre de... Da, Botoșan, Faru, Constanța. Ultima etapă și Botoșani. următoarea etapă? La Sibiu. Cu el. la Sibiu. Sibiu. Da, și, cred că a găsit partenerul perfect e, în acest moment pentru a calibra puțin Botoșani. așa traseul ăsta din Botoșani ultimile... Ucluj. Ucluj, da, Ucluj. 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 Meciul grele. Da, spunea de șep și că a găsit partenerul perfect acum pentru a calibra a finalul a? Da, de sezon, o victorie acolo. Adică chiar am văzut astăzi în fața unui adversar care a fost în M-am uitat câteva minute la debutul partidei. Șep și stăpână total. să trimisese și în bară prin Matei, un șut formidabil de la vreo 20 de metri în transversală, după ce marcase primul gol, a venit și reușit acolo numărul 2. Pare greu de crezut că șep și pierde cele trei puncte de astăzi. Și rămâne acolo, dând clar atractivitatea acestei lupte atât de frumoase pe final de sezon regular pentru zona de play-off. Intră și Șepșii, Intră foarte și bine. Și în, în, adică nu că a dispărut vreodată, dar de a mai asta de, de off așa puțin. Pare o minune pentru Bogdan. Acum cred că sunt cele mai multe echipe care se bat la play-off. Da, nu cred că au mai urmează. fost în sezoane trecute, nu? Așa multe echipe care pot să dar facă pasul în primele șase. Pentru că 34% dintre meciurile acestui sezon s-au terminat la egalitate de aceea. Și s-au anihilat. Și, exact. și au rămas toate acolo. Locurile 4, 5 și 6, sau 5 și 6 mai nou acum, au rămas acolo. Este campionatul cu cele mai multe egaluri. Precedentul campionat a avut doar 32% dintre meciuri, dar după finalul întregului campionat, egale. Acum, după 28 de etape, avem deja 34% dintre meciuri terminate indecis. Se face Asta arată un una. Din punctul meu de vedere că Nivelul este, unul, slab și, doi, că echipele, marea majoritate Sau poate s-au echilibrat. Da, dar s-au echilibrat în jos. Crezi? Da. Eram sigur că să... nu Da. Să... da. <laughs> și mai ales, mai cred un aspect, că echipele nu au jucători care să facă diferența, care să scoată om din joc, care să creeze superioritate și atunci, cum este cel mai ușor mod de a nu pierde? Să te aperi. Este mult mai ușor să distrugi decât să construiești. De aceea, 34% dintre meciuri se termină cu rezultat de egalitate. Cred eu. Se poate să greșesc. Asta ar fi analiza pe care eu o gândesc în momentul de față. A, echilibrul pare să fie la el acasă, în general, la nivelul nostru de, de primă ligă și nu prea par de mirare rezultate de genul ăsta, în general. Pentru că, da, toată lumea caută puncte, încearcă să aibă o continuitate pe care o vom vedea la final, cum se va transpune acolo în clasament. Hai să vorbim și de partidele care urmează. Petrolul care întâlnește acasă CS Universitatea Craiova. Aici Am tot Ionel trebuie să înceapă. Sigur păi o altă te duci partidă la mici. în care Ionel. vedem o echipă care are mare nevoie de puncte, de petrolul. Alte adică trei să puncte. Da ajunge. La repriza a doua, poate. Azi la șase jumate. Nu, nu, păi și păi de na. ce? Nu, -ajung. Ajung nu ajung. ai spus că ai mașină, te așteaptă și că te duci la mici? <laughs> nu, no, dar spuneam, o altă, o altă dispută în care echipa gaz de petrol de această dată are mare nevoie de puncte. Trei puncte a contată de petrol. Într-o partidă dificilă, adevărat, contra Craiovei, ar ține și petrolul acolo, da. da, da. în lupta pentru play-off și arda și mai mult acuratețe disputei care urmează cu FCSB duminică seara. Un spectacol care se anunță deja foarte, foarte interesant pe arena națională. Nu este Valițicu, capitanul tradițional, nu este nici Ișman, jucător al Craiovei care nu are drept de joc prin contract și este absolut normal acest lucru. Dincolo, Craiova nu are pe prietenul multor, cu Bancu, suspendat, pe care l-am și văzut aseară la venirea trofeului Euro 2024 aici în București. Nu este nici David Lazar, abia a primit și el poarta și și-a fracturat mâna. Ghinion și pentru portarul cândva internațional. O partidă interesantă, Craiova are cu cine, are cu ce. Petrolul a chemat din nou publicul la stadion pentru că pare principala armă pe teren propriu. Cine știe, poate se mai trezește și Gicu Grozav, mai găsește și Și cum am spus Irovizor. de fiecare dată, Petrolul joacă diferit acasă față de meciurile din deplasare. Să fie de și, de în seara colegul nostru, Ionut, nu-i place deloc pentru că joacă, când joacă ciupială, în deplasare. Joacă la ciupeală. Despre asta e vorba. dar, dar și acasă că... prestația n-a fost una prea convingătoare, dar să Dar a mai dat goluri, a mai... Făcut Totuși, parcă ești obligat cum de contextul stadionului. Dar e Craiova e un ajută adversar și greu. spectatorii, joci Ei. acasă. e un adversar greu. Trebuie să fii foarte, foarte precaut pentru că în jurul lui Mitriță se pot derula acțiuni în mare viteză către poarta adversă. Dacă dar toală... cu fluctuații foarte mari că mai Iar, ales Dar și dacă prinde Mitriță o zi bună Nu l -ă... ajută terenul de la ploi să joace Bă, Terenul e mult mai bun acum față de cum era -a cândva păi Nu și-a revenit la nivelul la care l-am vrea noi hmm. Dar e oricum inaugurat i terenul, <laughs> dar e ok E, 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 știu, e practicabil a, că... Ișva nu are drept de joc dacă achită 100 de mii Eu când aud chestia asta mi se pare o nebunie Păi cine ar face treaba asta Să plătești 100 de mii de euro Ca jucătorul celor de acolo Legitima la tine să joace împotriva Asta e o nebunie, adică dacă ai fi convins că îți dă două goluri, care Sau și, și o, o pasă de. de gol ai accepta, nu? Na? Nu, cred că se, nu cred. Adică eu cel puțin cu am cunoștință de un jucător de genul că nu asta. mai sunt turcii interesați, nu? Sau, sau... Nu deci știu dacă au fost vreodată. Nu au fost niciodată, nu? <laughs> deci doar zvonuri. Ți-am spus cum cu e povestea cu turcii, cu Romeo Ivan, care se îmbracă într-un italian veritabil. Așa, ba, vine arabola în tribuna oficială acolo. Nu, până la urmă se descurcă ei cum ne... ai văzut? Hai, soluții. Ultima partidă fece voluntari și FCSB. ultima partidă în etapa cu numărul 28. Fece voluntari chiar are nevoie mare, mare de puncte. Mai în pielea lui Nicolae ridică să nu fie în această seară. O dispută, știu eu, foarte, foarte interesantă. Tate, Dacă la urată am trece... 81. Dacă am trece pe partea de statistică, eu nu știu cu siguranță fece voluntar. Poate sta liniștită în această seară, însă realitatea fotbalistică Să știi că -a menționat. Pare azi. să fie. Că știam uh, care e partea de statistică vis-a-vis -vis de confruntările dintre Voluntari și FCSB, v-am surprins pe toți astăzi. Așa. Așa. Statistica e. Am ai pomeni... ai dat și sursa, deci ești uh, Am zis un unde... adevărat profesionist. Am zis uh, sunt da? fată de treabă, nu asta, nu mă asum eu informații. nici eu nu mi-le asum pe ale mele, că și eu mereu, spun exact, care și tu este mereu da. Păi, adică nu e ca și. Vreau să l supăr pe Liviu Sunt oameni raci. de bun simț. Da, mi se pare că este normal să respecti munca unor oameni care. Evident. Fac atâta research, atâta cercetare să aduc aceste cifre, care uneori sunt importante, dar cum sublinează și prietenul meu de sunt doar niște. Sunt doar cifre. niște cifre. Așa că spune-ne ce aștepți de seara de la voluntari, între fece voluntari, o echipă care poate să ajungă pe loc retrogradabil direct la sfârșitul etapei. Păi mă aștept la cei de la voluntari să joace de la victorie. Sincer. Că nu te ajută cu nimic cu rezultat de egalitate. Dacă știe să facă. Păi de ce să nu știe păi să facă? Eu cred că au văzut. jucători care poate să, să pună presiune. Au și niște probleme cei de la FCSB, de exemplu, capitanul Olaru nu, nu o să fie în primul 11 pentru că este suspendat. Dar nu, Dar nu ai este văzut, este doamne, ce a zis exact, Becali, că nu Olaru este, este piesa importantă. E bine, asta -a așa ca serios. un spirit de glumă. Serios. dar La FCSB oare i-am da, cu cine schimba acolo? Are soluții? Că nu este o Ok, și fundaș, fundaș dreapta încep cu Crețu, nu? Da. Păi Crețu care oricum își face datoria de câte ori intră. Nu ai probleme cu el acolo. Și să înțeleg că joci cu Tavi, că ești obligat să joci cu Tavi, cu da, da, da. și dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu Tavi? Ai că de... Pandele, ai Radaslavescu, ai. Au și soluții, ai chiar dacă ca nouă, care nu prea au jucat. punct de vedere calitativ. Dar întrebarea mea ar fi cum poți să consider că un jucător este mai bun care are două goluri într-un sezon decât altul care are 14 într-un sezon? Adică să spui că este indispensabil cel care are cifre mai slabe decât cel care a ținut jocul. Mi ți se pare că este spus. o decizie de marketing să-l vândă pe șut <laughs> pentru că nu mai poate face olarul no, că sunt, transfer? Doi jucători total adânzului? diferiți. Sunt doi, doi, din punctul meu de vedere, sunt doi, adică dacă doi te jucători pe tine, total cine diferiți. Cine este indispensabil la FCB? Șut sau Olaru? Pe cine ai alege dacă ai putea să faci alegerea între cei doi? Amândoi. da, am sincer, <laughs> amândoi. sincer, amândoi. Am adică îi adică răspuns. de, ce fugi de răspuns? Spune-mi unul. Eu mai degrabă l-aș vedea pe Coman. <laughs> Bravo. Dăm bani <grijinilor> să se strângă. Pentru mine, Coman este în momentul de față ai, pentru FCSB. Deci, deci nici eu, nici tu nu suntem pe aceeași. Bravo, rămâne, rămâne cu băluță asta. Băluță și deci, șut sunt. Și o, șut, șut și ăla, rupă. Nu, eu în continuare... Trebuie să închidem emisiunea de astăzi. Spune-i șefesc, nu, nu mai lasă încă o oră. Nu mai avem încă o oră. Bun, dar... Între da și nu, răspunsul este poate. Bun, mulțumesc, dragilor, pentru, pentru prezență. Mai discutăm și mâine despre partidele din Superliga, pentru că am avut foarte multe săptămâna asta. Acesta n-a fost timpul scurt. Până data viitoare, rămânesc cu Metropola TV. Seara frumoasă!